Ion Paladi și Orchestra Lăutarii au revenit de curând dintr-un turneu prin Europa, unde au dus cântecul nostru popular celora care sunt departe de casă. Echipa Busuioc TV are poze inedite din cadrul acestui turneu, ba chiar și un video în care vedem concetățenii noștri stabiliți în străinătate, jucând hora moldovenească și fredonând muzica neamului nostru în unison cu interpreții. Care va fi continuarea acestui turneu și ce alte planuri are interpretul, aflați imediat! Dorul Basarabiei e un succes adevărat. Interpretul Ion Paladi a revenit recent în țară din Europa după ce a cutreierat mai multe capitale europene împreună cu Orchestra Lăutarii în cadrul turneului Dorul Basarabiei. Primul spectacol din acest turneu a avut loc la Chișinău pe 24 martie 2013. Alături de artist și Orchestra Lăutarii au fost și interpreți de peste Prut, dintre ei și Marea Sofia Bicoveanca, care nu a fost în Moldova mai bine de 10 ani. Din 5 ianuarie curent au început o altă etapă a turneului, vizitând așa orașe ca Lisabona, Madrid, Paris și Londra. O deosebită plăcere și onoare pentru artiștii noștri a fost să fie întâmpinați de către ambasadorii moldoveni în toate țările pe care le-au cutreierat. Într-adevăr, pentru mine acest turneu, Dorul Basarabiei, a fost un vis și mă bucur că s-a realizat și a început acest vis în 2013, atunci când am început primul spectacol aici la Chișinău, pe 24 martie, următorul spectacol care a avut loc la Iași și cel de-al treilea spectacol care a avut la Paris pe 1 aprilie. Ce s-a întâmplat în 2013. Ne-am bucurat foarte mult că în aceste trei spectacole, alături de mine, alături de Orchestra Lăutarii, de soliști orchestri și de invitații care am avut în România, Nicușor Iordan, Viorica Macovei, Angelica Fădur, a fost și marea noastră artistă, doamna Sofia Bicoveanca. Doamna Sofia Bicoveanca, care nu a mai fost, cred că, de vreo 10 sau chiar 13 ani în Republica Moldova, mă bucur că am reușit să o aducem împreună cu maestru Nicolae Bodrus pe doamna Sofia în acest turneu. Turneul care a început în 2013, dar a continuat și continuăm și în anul acesta frumos 2014, pentru că din 5 ianuarie am început un alt bloc de, să spun așa, de orașe. Am început cu Lisabona, Madrid, Paris, Londra, unde am fost așteptați, primiți, ca să le aducem ceea ce avem mai frumos de acasă, cântecul nostru popular. Ne-am bucurat foarte mult să fim primiți de ambasadorii Republicii Moldova, atât în Portugalia, cât și în Spania, cât și în Anglia, cât și în Franța. Ne-am bucurat să vedem nu doar moldoveni la spectacole, dar și mulți, mulți români. Și nu doar moldoveni și români, dar și mulți, dacă eram în Anglia, erau englezi, dacă eram în Franța, francezi, dacă eram în Portugalia, portughezi. Și toată lumea dansau și ne-am bucurat că n-au uitat dansul nostru de acasă. Și împreună a făcut să se simtă ca acasă prin cântecul nostru frumos popular. Recent, Ion Paladi a fost distins cu premiul Omul Anului 2013 la categoria Muzică Populară, un premiu bine meritat cu care artistul se mândrește foarte mult. Și mă bucur că am fost ales să fiu Omul Anului 2013 la categoria Muzică Populară și am primit acest premiu care pentru mine chiar înseamnă foarte mult și mă obligă să fac de azi înainte și mai multe lucruri frumoase și mai multe melodii frumoase, mai multe videoclipuri și mai multe lucruri pentru această țărișoară frumoasă în care trăim noi, Moldova. Pentru 2014, artiștii preconizează să continue turneul, iar următoarea destinație va fi Atena. Repertoriul la turneu pot să vă spun că după ce am mers Lisabona, Madrid, Paris și Londra, pe 16 februarie vom fi la Atena, în a cincea capitală, iar după ce ne întoarcem de la Atena, programăm să mergem mai departe cu acest turneu. Deja ne-am gândit la Barcelona, Santandero, Verona, sigur că ducem acum tratativele cu America și Canada, dar ne-am dorit să încheiem acest turneu, dacă l-am început la Chișinău, să-l încheiem la București. În afară de turneul Dorul Basarabiei, interpretul pregătește lansarea albumului cu același nume în România, iar în primăvară va veni cu două videoclipuri noi la două piese noi de pe acest album și multe alte melodii frumoase la care a început să lucreze deja. În primul rând vreau să vă spun că în acest turneu promovăm cel de-al doilea album al meu înregistrat cu Orchestra Lăutarii, intitulat Dorul Basarabiei, care deja de câteva săptămâni este în
vânzare în Republica Moldova și cred că în 2 luni, maxim 3 luni, o să fie și în România, în toată România, pentru că deja am încheiat un contract cu una dintre cele mai bune case de discuri din România. Actualmente, artistul strânge material pentru cel de-al 3-lea album, care cu siguranță va avea toată admirația publicului.